găsit, dragi telespectatori! Emisiunea Viața Gorjului vă invită astăzi la Crasna, din nou la Crasna, din nou la Asociația Oștea de Moldenia din Șenra Dușin-Cărpinișeni. Trei invitații am astăzi în emisiune și vreau să facem o dezbatere pe o temă interesantă și de data asta ca întotdeauna la Oștea Arc, în sensul că se judecă din nou dumnealor, sunt dați în judecată mai precis, pentru că n-ar fi legali la conducerea Oștei. Cel puțin vorbim de domnul președinte Dumitru Pârjol, președintele Consiliului de Administrație al Oștei și domnul secretar Gheorghe Hașcău, pentru că al treilea invitat este domnul Tiriplică Constantin, care are atât calitatea de membru fondator, ca și domnul Pârjol, inițiatorul unui dosar penal pentru fosta conducere și un bun colaborator al actualei conduceri, deși, după câte am văzut, ați fost invitat să candidați și nu ați mai dorit. De ce, domnul Tiriplică? Să începem cu dumneavoastră, pentru că cineva să te invite la conducere și, mai... și să nu vrei și totuși să colaborezi cu ei, mai domnul rar întâlnit. Mă apropie cu pași repede de cel de-al 18-a deceniu de viață. Și am zis, dacă la 80 de ani mă mai implic în probleme, deși nu erau rău dacă făceam așa, și am zis să las niște oameni tineri, niște oameni care au voință, niște oameni care dovedesc că știu să administreze averea destul de colosală unei asemenea oși, pentru că ne apropiem de peste 6.000 de hectare de pădure cu golurile alpine la un loc. Câți munți aveți, ca să își dea seama telespectatorii așa mai... În patrimoniul acestei oști, pentru că, să ne înțelegem, există de fapt două oști care compun această asociație. Prima oștă se numește oștea Radoșenilor Cărpinișenilor, care are 10 munți în administrare și un plai, sau de fapt două plaiuri, pentru că are plaiul Radoș și plaiul Cărpiniș, dar pentru plaiul Cărpiniș nu s-au găsit documente de împărțire în părți sau în cote părți. La plaiul Radoș există suficiente documente, iar Obștea Niș a avut și are și la această dată 4 munți care fac parte din patrimoniul acestei foste obști. Acum face parte din această asociație. Deci în total aveți 14 munți. 14 munți. Plai cu tot 15 munți. Da, în total, îl corectez puțin pe domnul Tiriplica, sunt în jur de 9.000 de hectare de păduri și gol alpin. Da, poate eu am așa, am mai puțin, da. Pentru că nu m-am mai ocupat. Dar precizez un lucru. Mă pot considera, fără niciun fel de dubiu, membru fondator al acestei asociații. Pentru că această asociație a fost reconstituită, dreptul de proprietate a fost reconstituit în baza legii 1/2000 și înregistrată în registrul asociațiilor și fundațiilor la grefa Tribunalului Gorj în ziua de 6 aprilie 2000. La data aceea făceam parte din Consiliul sau din Comitetul ad hoc. Din Comitetul ad hoc, așa se numea în baza legii, și am contribuit din plin, inclusiv la încasarea unei sume de 20.000 de lei la data aceea, de la aproximativ vreo 50-60 de oameni, pentru că ăsta a fost scopul, să constituim un oarecare fond de rulment, pentru că se știa că vor urma o serie întreagă de acțiuni pentru ca această asociație, această obște să poată să fie, să trăiască pe picioarele ei. Și am ajuns în momentul 2014, în care, așa cum spuneam telespectatorilor, sunteți din nou la judecată. De ce, domnule secretar, să începem cu domnul secretar, că dânsul e cu cele mai multe calcule și hârtii? Doamnă, ce să vă spun asta? Este greu de spus ceva la atâta an după înființarea obștii și la atâtea perioade mai puțin favorabile asociații, dar se pare treaba că unii dintre membrii asociației, care au contribuit din plin
la nemersul asociației, nu la mersul asociației, au interese foarte mari și foarte ascunse să înceteze ca această obște să se salte de la nivelul din care a fost decăzută în perioada trecută. Noi la această obște și prin alte interviuri ale dumneavoastră am spus clar că obștea, în perioada de când am venit noi din 2011 până acum, nu a progresat deosebit de mult, datorită de multor factori, probabil chiar și stângăcii cu care noi am înțeles multe lucruri, am învățat imers, dar cu tărie afirm față de dumneavoastră și spectatorii care ne ascultă și membrii obștii care vor să asculte și să înțeleagă, această obște s-a menținut, ba chiar a făcut câțiva pași înspre bine. Ei, acest lucru se pare treaba că deranjează pe un anumit grup de oameni. Și aici au fost la un moment dat la conducere și care sunt protagoniștii acelui dosar penal despre care vorbeam. Exact, deci acești oameni nemulțumiți chipurile ei, frustrați ei de nu a fi ei la conducerea acestei asociații, de fapt sunt iritați și dezinformați continuu de un singur om, Albă Marius. Acest moșnean, îi zicem moșnean încă, până când nu se va hotărâ definitiv și de vocabil calitatea pe care o va avea în următoarea perioadă, acest moșnean are la ora actuală 4 dosare penale pe rol și de urmărire penală. Împotriva lui. Da, exact. Intentate de dumneavoastră. De obște, nu de noi, de asociație. Da, de asociație. Și inclusiv un dosar de recuperare patrimoniu. Ei, și atunci el toate acțiunile pe care le face și că le face în nume propriu. Păi nu e logic că, într-adevăr, în nume propriu are el cel mai mare interes? Ce să vă spun dumneavoastră mai mult? Eu, într-adevăr, contabilizez, evidențiez, verific toate hârtiile care intră în această asociație. Dar de partea practică și de cel mai mult, să nu zic acum un cuvânt de ăsta de la noi, de la țară, cel mai multă uzură o face președintele obștii. Pentru că el participă fizic, peste tot, prin toate tribunalele și judecătorile din țara asta, pentru a ne păra drepturile. Inclusiv pe teren, pe suprafețe pe care le ține obștia, pentru a nota diferite afaceri care să aducă profit asociației. Păi și atunci acest individ care dezinformează continuu oamenii și sub fel de pretexte alimentate diferiți indivizi din anumite instituții ale statului, pentru că el nu face singur treburile astea, el este alimentat continuu de cineva, îi se face promisiuni de cineva din instituțiile statului că va fi ajutat dacă el continuă să ne denigreze, continuă să facă acțiuni. Da, astea sunt afirmații care nu le putem proba în momentul de față că este alimentat de instituțiile statului, motiv pentru care aș vrea să nu le continuăm și să mergem țintit. Deci nu avem dovezi că este nu susținut, avem. Adică că primește sfaturi. Nu avem dovezi, într-adevăr. Dar presupuneți, vorbesc. Nu avem dovezi, dar după cum se derulează cercetările penale la care noi am tot făcut plângeri, și trebuie să ajungi în instanță pentru a se începe urmărirea penală împotriva unei persoane care într-adevăr săvârșește o faptă de natură penală pe care nu o vede polițistul, nu o vede procurorul, nu o vede primul procuror, pentru că ne-am adresat cu plângeri și contestații pentru a se face o cercetare corectă, a trebuit să ajungem la instanțele de judecată care ne dau dreptate. Nu ne dau dreptate pentru că am fi noi vedete sau ne-ar cunoaște cineva. Pentru că actele care le depunem, într-adevăr, indică acest lucru. Dar organele de cercetare fac o cercetare mai superficială, ca să nu zic tendențioasă, și nu se ajunge la concluzia la care ajunge și instanța. Doar într-un singur dosar în care am acuzat de constituire în grup infracțional membrii conducerii asociației cu persoane din afară care nu le dau nume, dar care erau rude și aveau contracte de încheiate cu asociația de superficie sau de vânzare masele noastre sau de prestări de servicii. Acel dosar, când am fost chemat la cercetări, mi s-a adus la cunoștință că voi fi dat în judecată de cei care le-am făcut plângere că le-am întrerupt activitatea.
În loc să, să fiu întrebat de ce am făcut acea plângere și ce vreau să arăt prin ea. Instanța a dat începerea urmării penale. Din nou, parchetul și poliția scoate-le sub urmărire. Din nou am făcut instanță, din nou începe urmărirea penală. E un joc șoarecele cu pisica, în care parchetul și poliția se pare că nu prea își face datoria. E o părere. Că interviu un piculeț întreabă aceasta. E adevărat ce spunea dumneavoastră. Noi nu avem dovezi că cineva îi stă la spate, dar avem suficiente dovezi că acest Albă Marius, pentru că nu e o gâză neglijabilă în fostul Consiliul de Administrație, a fost secretarul acestui Consiliul de Administrație 3 ani de zile și peste 3 ani de zile, timp în care a avut timp să-și facă toate interesele. Este și acum, e profesor de special de meserie. La finele anului 2009, făcea cerere de concediu fără plată de la școală, că vrea să ocupe de actatea obștii. De la școală primea un salariu de măcar de 10 milioane, de 1000 de lei atunci. Nu, dacă era fără plată, nu primea salariu. Vorbesc că dacă a fost în activitate. Deci a renunțat la cei 10 milioane salariu pe o perioadă de 2, 3 luni, 4, cât a fost, ca să ocupe de activitatea obștii, de unde avea o indemnizație de 2000 de lei. 2 milioane. De 2 milioane pe lună. De 200 de lei. Din care trăia el, soția nu avea servici, avea un copilaș de 2-3 ani de zile care trebuia crescut și avea și un flăcău de 25-26 de ani care stătea la el fără serviciu. Și își permitea să trăiască din cei 2 milioane de lei vechi în loc să-și ia salariul de unde muncea. Adică, de acord cu dumneavoastră, dar sunt tot deducții. Pentru așa ceva există documente, nu sunt deducții. Nu, am înțeles asta, dar sunt deducții da. Că ar fi putut să facă, știu eu, nereguli. Asta e dovada că a renunțat la un salariu bun pentru un salariu prost. Ar fi putut. Atât bun, putem să spunem. Să presupunem că astea sunt deducții. Da. Dar pe toată această activitate, o activitate care a desfășurat-o el 3 ani de zile, el n-a depus niciun fel de interes care să cointereseze și membrii obștii. Asta se poate dovedi. Cu siguranță. Și ați dovedit în multele dosare pe care le aveți, și penale și civile. În zona Obârcei Lotului. Avem 3 munți acolo, 4 cu Gâlcescu, da? Da. Te mai retras un piculeț. Avem 8 vecine cu noi. Acele 8 vând materialul, metru cub de material de brad, cu 150, cu 170, cu 180, domnul Albă, împreună cu colaboratorii săi, îl vindeau cu 10 lei metru cub. Da, dar atunci s-a justificat, pentru că noi cunoaștem cazul de foarte mult timp, că au apărut niște boli și dar cum putea să... care au depreciat lemnul. Perfect. Dar alea care erau depreciate de molii alea sau de insecta aia, au rămas în picioare, să văd și acum. Așa se numesc erau doar uscari. Doar supoziții și motive. Escari. Și s-au vândut ulterior, după ce au plecat ei, s-au vândut cu 7-800 de lei metru cub. Escari ăia. Vă pot da detalii despre acest lucru. Nu, dar nu m-a putut să intervin eu, domnul președinte, să te completez și acest a vorbit că acest domnul Albă Marius, care, cum ziceți dumneavoastră, nu puteți să știm noi că și-a completat întreținerea familiei din surse necuverite sau de la obște. Asta n-avem neune. Bun. Dar Vinsul a motivat în cererea de concediu fără plată că are foarte mult și așa a confirmat în toate audierile și toate declarațiile care le-a dat în instanțe, că el atâta de multă activitate a avut că nici n-a mai avut timp să se mai ocupe de completarea unor rețe de intrări-ieșiri și că astea nu sunt lucruri așa deosebite, sau că a pierdut o stampilă, sau a pierdut stampile enorme în țara asta și așa ca să pierzi o stampilă. În condițiile în care registrul de intrări-ieșiri este documentul care dă valoare. Asta vreau să spun eu dumneavoastră. Documentelor. Nu, și asta vreau să spun dumneavoastră. Sau care intră într-o societate. Dacă domnul Marius Albă să dedica activității și să renunțe la școală, deci renunțe la servicii,
și noi găseam un registru de vreo 1000 de pagini completat cu toată activitatea obții în perioada asta, aveam recăzare. Mai mult, noi de la Marius Alb am moștenit ca documente ale activității dânsului de întrerupere a serviciului care l-a, mă rog, poate l-a și fructat cumva, că n-a avut surse de existență. Se rezumă la o cutie de banane. Deci într-o cutie de banane, intră toate documentele lui domnul Marius Albă, pe 3 ani jumate. Iar noi, pe 3 ani jumate, eu ca secretar care spun că eu m-am dedicat acestor hârtii, am vreo 11 cutii de banane, pline. Păi domnul Marius Albă, atunci cum este cu această activitate a obștii, așa de laborioasă a dumneavoastră, că v-ați bătut pe toate obștii? Și acum să venim la tema noastră din nou în judecată. Am făcut așa o vedere de ansamblu a situației asociației ca să vedem în ce punct ne aflăm. Domnul Marius Albă, ați avut alegeri. Au fost 3 ani de mandat dumneavoastră, i-ați avut. Au fost alegeri acum în mai. În aprilie. Ați fost aleși cam aceiași oameni de către adunarea generală. Cum față de fostul Consiliu. Cu mici modificări. Cu mici modificări, da? Da. Dumneavoastră erați tot președinte, domnul Hașcă era tot, într-adevăr, tot secretar și acum dumnealui spune în plângerea pe care a depus-o la instanță că întrucât asociația nu are conducere, trebuie luată o soluție și dumnealui a propus un număr de membri. Putem să arătăm la cameră, vă rog, noi am văzut actele înainte, să arătăm la cameră cum arată lista cu membrii. Aceasta este propuși de domnul Marius copia Sandra. Trimisă de la instanță. Să arătăm, da, copia trimisă de la instanță cu membrii propuși de dumnealui pentru a salva situația obștei care nu mai are conducere. Da? Într-adevăr... De ce spune dânsul că nu mai are conducere obștea? Păi pentru domnul Dorba... Alegerile au avut loc. A contestat într-adevăr, adunarea generală. Pe 6 aprilie a avut loc adunarea generală extraordinară care a avut ca sub punct pe ordinea de zi alegerea unui nou Consiliu de Administrație pentru o perioadă de încă 3 ani de zile. Au participat la ședință aproximativ aproape 500 de persoane, de membri ai asociației. Era a doua convocare. Era la al doilea termen pentru că la primul nu s-a deplinit quorumul. Acum era quorumul? Era quorumul, au votat în jur de 430 de persoane, din câte mi-amintesc eu. S-a ales democratic, s-a dat șansa să-și depună fiecare candidatura înainte. Am făcut dezbatere televizată în care fiecare să-și exprime modalitatea de a conduce Dorin. Această obște. Cum vede el mersul obștei acesteia de acum înainte? A fost anunțată dezbaterea cu mult timp înainte. S-a făcut demersuri în sensul ăsta pentru a fi o transparență totală. S-a făcut buletine de vot, s-a votat individual fiecare. Iar domnul Marius Albă face, în afară de faptul că a contestat o adunare generală din ianuarie prin martie, contestă inclusiv adunarea generală din aprilie și implicit la dosarul pe care l-am introdus la instanța de judecată, la judecătoria Novaș pentru constatarea modificării actului constitutiv în sensul schimbării Consiliului de Administrație, face cerere de intervenție în nume propriu, deși era, nu era o judecată cu o persoană fizică, era doar o cerere de chemare în judecată în care se constata schimbarea în urma hotărârii cu adunării generale. Face cerere de intervenție, instanța suspendă validarea, să-i spunem așa, acestui nou Consiliu. Admite cererea, suspendă validarea noului Consiliu de Administrație, iar domnul Marius, în același timp, face cerere din interes propriu, recomandă instanței ca până la noi alegeri să dispună instanța pe cale de ordonanță prezidențială, conform articolul 30 aliniatul 2 din OG26, unde se referă la fundații, nu la asociații, să numească instanța la propunerea dumnealui un număr de 11 consilieri și 3 cenzuri. Deci propuși de o singură persoană. Dacă democratic au fost aleși prin votul a 400 și ceva de persoane, un număr de 11 consilieri și 3 cenzori, nu știu cât de democratic este ca o persoană să indice alți 11 consilieri și 3 cenzori și instanța să aprobe. Să-i numească în același timp. I-a numit personal, da? Individual. Nu numai asta, dar persoana despre care vorbim este
într-un mai multe dosare penale cercetată pentru faptul că a fraudat această obște. Și persoana care a făcut cererea și a și contestat adunările generale este același care s-a tot făcut vorbire până acum, acest Albă Marius, pe care nu prea îmi face plăcere să-i mai expun numele, dar este în trei dosare penale, s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva lui și a colaboratorilor pentru fals, fals de fals, a pus în servici și alte articole din codul penal. Iar interesul de a suspenda anumirea noului Consiliu rezultă și din faptul că aceste urmăriri penale trebuie să aibă o finalitate. Ori prin ofițuică pe care domnul Tiriplica a descoperit-o chiar în ziua alegerilor aruncate pe drum, domnul Marius indica persoanele care să fie alese, persoane care se regăsesc în această listă. Și domnul Tiriplica vă poate spune mai departe. Deci pe lista propusă acum de domnul Marius Albă se află persoanele în comparație? Indicate chiar în ziua respectivă. În ziua alegerilor. Da. Haideți să citim ce scrie în bilețelul acela, domnul Tiriplica. În ziua de 6 aprilie 2014 a avut loc, așa cum preciza domnul președinte Cârjol Dumitru, adunarea generală a acestei asociații, la care, fără niciun dubiu, se poate constata din toate documentele că au fost aproape 500 de oameni prezenți la această adunare. Dar există și imagini. Noi am filmat, dumneavoastră ne-ați solicitat să filmăm, în special ca probă, că a avut loc o adunare cu suficienți membri ca să fie statutară. A fost o adunare... Și să se vadă cum s-a desfășurat. A fost o adunare cât se poate, nu putea să fie mai democratică decât aceeași. Pentru că domnul Albă, anterior aceste adunări, probabil el își constituise un nou consiliu pe care el îl preconiza să existe la această obște sau asociație și în mare parte acești oameni corespund din acțiunea care a depus-o la această dată cu termen la 19 aprilie înșira 9 oameni, aici am înțeles că sunt 11 în acțiune, dar scria în după ce ședina propunerea lui, sau oricine, sau oricine în afară de ăștia 9, sau oricine în afară de Pârjol și Hășcău, până la 11 consilieri. Deci pe el nu-l deranja că cei 11 sau cei 9 în afară de cei 2 ar putea să rămână în continuare. Îl deranja de faptul că Pârjol și Hășcău sunt oamenii care au reușit să continue activitatea pe care el o abandonase motive de nevoie, nu de bunăvoie, așa, și pentru că... De adunarea generală. De adunarea generală, fără discuție. Eu mă ocup de treaba asta și am sesizat organele competente, începând de la poliția locală și până la primul ministru al guvernului pe toată perioada aceasta, din 2008. De când? Pentru că la data când a avut loc alegerile, când el a fost ales în frunte cu ceilalți amici de-ai lui, făceam parte și eu, întâmplător, din Consiliul de Administrație aleși în data de 14 ianuarie 2007. Și pe 27 de ianuarie 2008 a avut loc această adunare truncheată de fapt. Au convocat-o pentru sâmbătă și pentru că în statutul 8 se scrie că dacă nu se întrunește formula la prima sesiune, se va amâna în prima duminică următoare. Deci au convocat-o sâmbătă ca să fie a doua duminică următoare. Adică a doua zi după prima convocare. Da. Sâmbătă, subsemnatul împreună cu ceilalți 10 consilieri care făceam parte din acel Consiliu de Administrație, ne-am prezentat la ședință, pregătiți cu materiale ca să le spunem oamenilor despre ce am făcut. Că într-o adunare din pe 11 ianuarie am fost cuipați, hoiți și huiduiți că am furat. Dovadă că i-am lăsat la data aceea când eu am fost aleși aproape, poate au fost mai mult sau mai puțin, dar în jur de 6 miliarde de lei vechi. Bani cash în cont la două bănci, plus contracte în derulare, care urmeau să fie așa, plus că în perioada lui 2007-2008 a încasat de la APIA 14 miliarde de lei pentru subvențiile care pentru agricultură, da, care le-au făcut și și pui, nu se știe pe ce și unde. Da. Și de atunci el
mie mi-a întors spatele, pentru că undeva după adunarea din 11 martie, când eu am fost aleș, e adevărat, mi s-a oferit și mie posibilitatea să fac parte din Consiliu, dar având în vedere vârsta la care mă aflu, am zis, domnule, mai bine vă ajut atunci când aveți nevoie cu o consultare sau cu ce mă pricep eu, dar nu vreau să mă implic pentru că e vorba de muncă. S-a manifestat într-un fel că după data de 11 martie 2011, am ținut și o adunare de 27 martie 2011 și s-a reales din nou cu oamenii care sunt să el și într-o discuție undeva discuta cu un oarecare domn profesor. Cine e președinte la obște? Eu. Întreba profesorul. Păi, nu știu că Pârjor. Eu sunt, domnule. Până în 2014 o duc eu și în 2014 secretarul. Eu am fost cândva, am fost secretar la primărie. Secretarul împlinește 80 de ani și eu dau lui obștea asta. Deci, un fel de bășcălie, de batjohoră. Păi, uite, întâmplarea face ca eu să-i fac peste curând timp de 80 de ani și el nu poate să mă predea. Poate de aia se pregătește să o ia. Nu a reușit să-mi predea această obște mie, poate încearcă de acum înainte. Da. Și aș vrea să mai fac câteva precizări. Păi cum poate să vină, că văd că motivează aici că au făcut fraude, probabil se referă la fraudele din adunare. Păi dacă au fost peste 400 de oameni care au votat cu buletine de vot, și toți cei aproape 30 sau câți au fost de candidați înscriși pe buletinele de vot, fiecare și-a luat porțiunea lui, 20, 30 și 100 de voturi. Și dacă oamenii ăștia au avut cele mai multe. Sper eu că dumneavoastră aveți în continuare buletinele de la adunare. Fără discuție, buletinele de la adică pot fi numărate din nou, pot fi verificate din nou dacă cineva ar spune, defect, domnule, nu s-au numărat bine voturile. Un defect profesional la domnul secretar este că ține chiar toate hârtiuțele. Pentru că mai există o vorbă românească care spune în urnă intră cine vrea și iese cine trebuie. Da, da, da. La noi a fost, se pot număra oricând, se pot confrunta, se poate face o expertiză grafologică pe cel care a semnat fiecare în parte, că, dar nu a fost nume trecut acolo că, pentru a se păstra secretul votului, dar sunt cele originale. Dar există procesele verbale de numărătoare. Există procesele verbale. Membrii comisiei se știu, au fost aleși, după câte știu acolo, în adunarea generală, membrii comisiei de numărătoare a voturilor, după câte știu. Iar domnul Albă... Chiar un preot, dacă nu mă știu. Da. Iar domnul Albă Mariu, cel care a contestat hotărârea adunării generale, n-a participat la votare. A făcut doar o specificare în care se referea la familia Jerișanu că au participat mai mulți cu numele Jerișanu. Păi dacă sunt mai mulți membri cu numele Jerișanu, nu putem să îi împiedicăm să participe la o ședință care ar fi din aceeași familie, pentru că se vede după CNP-uri, diferite vârste și diferite locații. Da, culmea, deci, păi imagine că eu am vizionat casetarea și eu pentru dumneavoastră, deci Marius Albă, într-adevăr, a luat cuvântul, spune că nu are treabă cu adunarea, e de acord cu totul, nu deține niște noțiuni de contabilitate ca să le acuze de ceva, dar are două probleme. Și le văd pe casetă. Una, că într-adevăr la ședință ar participa persoane nemembre ale obștii și-a dat exemplu familia Jerișteanu, 6 persoane. Bun. Dar în contestația pe care a făcut-o către judecătoria Novaci, n-a anunțat de niciun Jerișteanu. A anunțat de alte persoane diferite. Da. Păi acum domnul Albă, când a greșit, când a văzut numai Jerișteanu în fața ochilor, sau după aia când și-a auzit aminte că a fost de fapt și alții. Deci nu înțeleg că el, nu știu cum le spun eu, lipsește noțiunile astea de... Ideea contestării i-a venit pentru că nu a ieșit conform fițuicii pe care a plasat-o, ca să nu mai ieșe Pârjol și Hășcău. Au ieșit Pârjol și Hășcău și a fost normal să facă contestație. Mai mult vreau să completez. Acolo, la sfârșit, dumneavoastră a luat interviu la doi candidați opuși care urmau să ajungă președința Iubiei. Mâțu Constantin, din partea părții adverse, al domnul Tabăr, al domnul Marius Albă, care figurează și acum. Așa, și domnul Pârjol. Da, și domnul Mare, domnul, deci interesant este, domnul Mâțu Constantin a declarat că el, dumneavoastră i-a spus întrebările dacă e de acord, dacă s-a părut că a fost corect, dacă ar contesta sau și-ar contesta, printre care Mâțu Constantin a fost chiar aproape cinstit. Dacă nu pot să spun că a avut cumva o greșeală de exprimare, pe care a spus că
a zis că el n-ar mai contesta alegerile în sinea lor și numirea rezultatele. Și doar organizat. Exact. Ar contesta modul de organizare și de votare, care i s-a părut că a fost mai puțin secret. În sensul că n-ați avut perderuțe la masa unde se vota. Deci un candidat... Nu au existat cabine de vot ca la oricare votare alta. Deci un candidat, la sfârșitul atunci, proaspăt, nu care după... Care pierde, spune clar că nu contestă rezultatul și validarea, chiar așa s-a spus, validarea alegerilor, ar contesta modul de organizare, se putea face mai bine. Atât. Și atunci vine Marius Salbă, care nu a candidat, după două luni de zile, sau după o lună jumătate, spune, hai, stai așa, băi, că nu e așa, că nu sunteți voi, că voi ați făcut fraude. Păi când a fost fraudele? Acum, după ce a dat cruciare în apă, pe acolo, pe acasă, sau atunci, imediat după alegeri? Da, aș vrea să vă întreb. În cererea către instanța aici și în cererea ultimă pe care o Națiune, se precizează, mă rog, invoc niște articole din Ordonanța 26 care le-am studiat împreună înainte de emisiune și am constatat că se referă la fundații și nu la asociații. Exact, da. Odată, da. Aceste articole. Și eu v-am rugat să studiem împreună și ce spune ordonanța care stabilește modul de funcționare a asociațiilor și fundațiilor legat de asociații. Și acolo găseam un articol care spunea 23, dacă nu mă înșel, că un membru care poate să conteste o adunare generală, ceva de genul ăsta, dacă trebuie să găsim articolul, este cel care nu a participat sau care a votat împotrivă. Vreau să vă întreb. Și... deci, să zicem, dânsul oricum invocă o situație care nici la fundații nu se concretizează foarte bine, dar legată de fundații. Hai să vedem la asociații cine poate să spună că nu au fost în regulă alegerile. Parcă articolul 23 se referă la din ordonanța 26, cel care contestă, trebuie să conteste în termen de 15 zile de la data adunării generale sau de la data când a luat la cunoștință. Ori el a fost prezent la adunare. Nu poate să-l zică că n-a fost, că altfel nu contesta. Vă pot cita articolul... A votat? Exact. Dacă a votat, nu știu dacă a votat. Dar mai zice în articol că în condițiile în care are de gând să conteste, să ceară înscrierea motivul pentru care contestă să scrie în procesul verbal. Deci în procesul verbal nu am mintit. Ordonanța spune așa, că ori n-a participat, articolul 23, aliniatul 2. Așa. Și ori a votat negativ și precizat în procesul verbal motivul. Hotărârile, deci articolul 23 din ordonanța 26/2000, articolul 2, aliniatul 2 din articolul 23. Hotărârile adunării generale contrare legii, actului constitutiv sau dispozițiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre asociații care nu au luat parte la adunarea generală sau care a votat împotriva ei lor și au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal în ședință. În termen de 15 zile de la data când au luat la cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința după caz. Ori domnul Marius Salbă a participat la ședință, nu la toate operațiunile de votare, când s-a propus la vot un subiect dezbătut în ședință și a trebuit să fie aprobat sau infirmat de adunarea generală, nu s-a prezentat, nu a fost prezent sau nu a solicitat să se că votează împotrivă și să solicite înscrierea în procesul verbal că el este împotriva acelui punct votat din ordinea de zi. Ce veți face în continuare? Și mai avem 5 minute și vreau să trecem. Iar mi-a aduce aminte lui domnul Albă un aspect. Dosarul 309, care e provocat de mine sau ajuns pe rolul organelor de competente din provocat de mine, e depus plângerea e depusă prin 2009. În 2010 s-a dispus infirmarea rezoluției procurorului de la Novaci, prin rezoluția primului procuror al partidului de pe lângă Tribunalul Gorj, cu efectuarea unei expertize. S-a început această expertiză prin 2011, la jumătatea anului. Dar de atunci și până anul
trecut, în 2013, când domnul Albă se auto-denunță pentru niște fapte care se petreceau în perioada anilor 2008-2011. În două rânduri face treaba asta. Păi din 2008, de când a constatat dumnealui care exista neregula aceea la care se referă, până în 2013, n-a băgat de seamă că de acolo revin la ceea ce spunea domnul Hășcău. Exact, sunt convins că nu avem dovezi să impunem cuiva o lărgheță de... Dar de când se tergiversează acest dosar, probabil, acele fapte la care se autosesiza, putea să facă obiectul unor alte dosare sau unui alt dosar și să-l fi lăsat pe ăsta să ajungă cumva în instanță, să, în sfârșit, și să-ți demonstreze, domnul Albă, nevinovăția pe toată perioada acesteia. Păi a ajuns până acolo încât să vândă din proprietatea obștii aproape 11 hectare de teren din cea mai fertilă suprafață din Obârcea Lotului, unde există cea mai frumoasă posibilitate de dezvoltare a unor activități turistice. Și le-a vândut cu 10 euro, cu 0,10 euro, prețul, 10 cenți. Nu, le-a concesionat. Prețul pe 99 de ani pe care îl încasau ăștia pentru terenul respectiv era în jur de 40 de miliarde vechi, 4 milioane de lei, iar doar scoaterea din fond forestier pentru această suprafață se ridică la în jur de 40 de milioane, adică 40 de miliarde și ceva. Deci, cu suma respectivă, doar scoaterea din fondul forestier o puteam acoperi. Restul utilităților care erau impuse prin contract, nici de cum. Iar referitor la această speță, cazul de față, ne-ați întrebat ce vom face, nu vom sta cu mâinile în sânt, pentru că nu putem lăsa de izbeliște proprietatea pentru a ajunge înapoi la cei care au devalizat-o și au adus-o în situația asta. Vom merge mai departe, vom cere strămutări, pentru că la instanța de renovare se poate orice întâmpla, și asta vă spunem pentru că la o cerere de chemare în judecată în care am cerut cu totul altceva să mi se predea documente, mi s-au dat două locuri de veci. Așa că ce se mai poate întâmpla la judecătoria numai? Două locuri de veci la instanța? Da, da. Deci eu înainte de concluzie aș vrea să... Să revindeți, mai faceți un bani. Înainte de concluzie aș vrea să intervin cu două lucruri foarte precise. Una care se referă la Albă Marius. Bun. La sfârșitul adunării generale din 06-04-2014, cine l-a oprit pe domnul Marius Albă să vină la sfârșitul alegerilor, mai ales că era și televizat, putea să fie imortalizat pe peliculă? Noi am dat pe post tot ce s-a oprit. Să spună, eu, subsemnatul Marius Albă, fac precizarea că aceste alegeri sunt fraudate, sunt nereale cu... Conformitatea a prezenței și a votului și contest această adunare. Și acest lucru rămânea... Și eventual să și dovedească. Dom'le, nu, rămânea de imortalizat, după care urma procesul firesc înspre judecată. N-am făcut treaba asta. Și eu vreau acum la încheierea și înainte de concluzii să spun răspicat. Eu am o voce mai stridentă și mai rea, de mult ori deranjantă. Oameni buni, toți care vă uitați la noi, acum, domnul Moșneri, veniți lângă noi că vi se coace ceva de către Marius Albă. Și o ultimă precizare aș vrea să mai fac și eu. Am văzut că emite pretenția că el e membru fondator. Mă rog, să refer la fundații. Și îl întreb pe domnul Marius. Știe când s-a fondat această obște? În 2000. Că în 2000 trăia și tatăl lui și mama lui. Deci el niciun caz nu putea fi nici măcar membru al obștii, fondator nici atât. Cum a ajuns să stabilească sau cum emite el pretenția că el e fondator al acestei asociații. Că nu are nici înclin, nici mânecă cu fondarea acestei asociații. Oare. Și în condițiile în care se ocupă dumnealui de treburile astea. Păi, această asociație are un caracter lucrativ. Trebuie să lucreze. În continuare există contracte în derulare. El pe toate documentele referitor la faptul că nu ne-a predat actele arhiva, pe toate documentele scrie conform cu originalul. Dacă deține originale și scrie în continuare conform cu originalul. Unde sunt? Să le predea. Să fie în arhiva asociației. Și ca o concluzie finală, vom merge mai departe pentru a duce această obște exact acolo unde trebuie și a o susține în bunul ei mers, împreună cu membrii obștei și
persoanele care îi vor binele într-adevăr la această asociație. Mulțumim, dragi invitați, iar eu împreună cu echipa de filmare vom merge în continuare, dragi telespectatori, la câțiva membri ai oștii care s-au trezit pe tabelul de propuneri la instanță pentru conducerea acestei asociații care se spune acolo că a rămas fără Consiliul de Administrație. Să vedem, pentru că unul dintre ei a venit actuala conducere, conducerea validată și votată de curând, a afișat această cerere către instanță, pe care au primit-o de la instanță fiind chemați în judecată, iar unul dintre cei trecuți în acea listă a venit supărat și s-a tăiat de acolo, ați văzut și veți vedea dacă n-ați văzut încă pe imagini, pe tabelul respectiv afișat acolo la sediu obștie, apare o tăietură pe numele unui domn și semnătură și cu dată. Și dânsul foarte supărat, am înțeles, vom merge să vedem dacă e și adevărat ce am văzut noi scris acolo, că dânsul nu știe. Habar nu are că a fost propus să conducă această împotriva asociație. Voinței lui. Împotriva voinței lui și el și alții și în ultima fază vom încerca din nou să luăm legătura cu domnul Marius Albă, pentru că sunt foarte multe acuzații pe numele dumnealui și așa cum trebuie să facă presa, vom cere punctul de vedere și al dumnealui. Și din păcate până acum nu a dorit să colaboreze cu noi. Interesant și cum se repartizează dosarele la instanța de la Novaș, pentru că la noi toate dosarele importante pică la completul 1 la doamna judecătoare cu care am tot avut conflicte mereu. Da, e interesant acest lucru. Vom încerca să aflăm și noi cum se repartizează la Novaș dosarele. Aleatoriu, doamna, la început. Vom încerca să-l contactăm din nou pe domnul Marius Albă, care a spus că discută cu noi, dar nu oficial. Noi vrem să discutăm cu dânsul oficial, să ne dea un punct de vedere oficial. Și dacă va fi cazul și veți merge la instanță, vom încerca și noi să filmăm ședința de judecată, dacă data de luni ședintele de ședință va fi de acord, vom sta de vorbă din nou cu moșnenii pe care am înțeles că doriți să-i invitați să participe la ședință, dacă vor avea timp și dacă nu vă lasă pe dumneavoastră. Cei interesați, care sunt membrii asociației, interesați să vină luni la ședință să asiste la dezbaterile publice în dosarul respectiv. Păi, nu știu dacă se face public aceasta, că e vorba de ordonanță prezidențială, s-ar putea să fie în Consiliu. Pe ordonanță prezidențială nu trebuie să fim citați. Dacă se respectă procedura, nu cred că trebuie să fim citați. Vom vedea. Vom vedea. Ne-am deplasat la domnul Victor Tobă acasă ca să aflăm de ce, dacă îi aparține semnătura și tăietura de pe lista domnului Albă Marius. Este afișat la sediu obștii și am văzut acolo numele dumneavoastră tăiat. De ce? Am tăiat doamna Aura numele pentru că nu a fost contactat și a fost abuziv numele meu trecut în listă. Mi-am tăiat numele, am semnat pentru tăiere, am trecut și data de astăzi, pentru că am constatat un abuz de încredere vis-a-vis de persoana mea. Într-adevăr, faptul că am fost viceprimar 6 ani, faptul că am lucrat în primărie și nu trebuie să intre pe probleme din asta de genul ăsta. Deci asta. Am înțeles. În acea solicitare, care normal ar fi trebuit să o aveți la cunoștință către instanță, dacă vă aflați în ea, se precizează că nu există Consiliul de Administrație și ăsta e motivul pentru care domnul Albă Marius propunea un Consiliu de Administrație din care și dumneavoastră să faceți parte. Sunteți membru al asociației, în primul rând vreau să vă întreb, și în al doilea rând dacă considerați că asociația are sau nu Consiliul de Administrație și, de asemenea, dacă a fost o adunare de alegeri constitutivă și dacă exista sau nu fraude la alegeri. Doamna Ora, ca și dumneavoastră am fost în adunare generală și am candidat. În ceea ce mă privește, am avut 139 de voturi. În ceea ce mă privește, eu am candidat și nu se vede. Niciodată nu am ca să contest actualul Consiliu de Administrație. Deci, în ceea ce mă privește, sunt cu totul de acord cu articolul de Consiliu de Administrație. Faptul că numele meu, fără voia mea, se interpune și mai ales în văzul meu, mai ales vizabil, când am activat la primăria de la așa mai departe, mă deranjă și m-a făcut de dimineață ca să merg ca să-mi tai numele, pentru că nu am fost contactat vizabil de problema respectivă. Și voiam să mai precizez, doamna Aura, că nu e prima oră, e recidivă în sensul ăsta, că mai post acum câteva luni sau un an, doi, numele pus tot așa, apișat la sediul obștii.
Un alt membru al asociației este trecut aici la Comisia de Cenzor pe lista domnului Albă Marius și am înțeles că n-ar fi de acord. Domnul Rădulescu Ion, ați aflat, ia uite, sunteți aici pe listă cu CNP, da. Ați aflat că sunteți trecut pe listă, sunteți de acord cu asta? Ați fost contactat, întrebat? M-a sunat domnul Hășcău ieri, bă, Nea Ioane, dumneatale, figurez ca în nou, cum s-ar spune, afișat de domnul Albă, nou consiliu de administrație. În comisia de cenzor. În comisia de cenzor. Și am spus, domnule, nu știu nimic deocamdată. Eu am mai fost la ei în comisia de cenzori, dar m-am retras. Pe fostul consiliu? La fostul consiliu, da. Erați în comisia de cenzori? Da, în consiliu din... când era domnul Marius Albă secretar și domnul Dorin Mituțoiu președinte. Dar de ce v-ați retras? M-am retras pentru că nu am fost de acord cu o ședință care vroia să o facă dânsi și prin care să să instituia ei să facă toate demersurile, să facă arendă, contracte de arendă, de toate minunile, numai secretarul și cu președintele. Și eu n-am fost de acord cu asta. Am fost ca să fie de acord tot Consiliul de Administrație. Așa cum rezultă din documente, fostul secretar al Consiliului de Administrație al Asociației, Marius Albă, este cercetat în mai multe dosare penale. Așa cum rezultă din cererea sa către instanță, trebuie schimbat Consiliul de Administrație și pus cel pe care el îl propune. Din păcate, Marius Albă nu a putut fi contactat pentru a-și prezenta punctul său de vedere în acest moment.